Relația mea cu Petre a fost de cu totul altă natură. O relație bazată în primul rând pe locul în care ne-am născut. Noi împreună eram o forță și cream atâtea invidii și atâtea răutăți. Că au fost atâția colegi în jurul nostru, care n-au făcut nimic altceva toată cariera lor, decât să ne despartă, să ne dea la o parte, să nu mai fiu eu, să vină altcineva, să se perinde așa. Pentru că ăsta... Dar asta este, cum să spun eu, este liberul arbitru, este legea supraviețuirii, ca în junglă. Cine poate oase roade, cine nu, nici carne moale. Eu nu aveam nevoie și nici el. Noi nu aveam nevoie unul de celălalt să ne susținem pe scenă, pentru că noi eram o forță și separat. Noi am avut o înțelegere pe care eu am respectat-o cuvânt cu cuvânt. Da. L-am și visat și mi-a spus. Mi-a spus să nu uiți de înțelegere. Mi-e greu să mă uit și la pozele cu el. Mi-e greu să-l aud cântând. Mi-e greu pentru că mi-e foarte greu să accept că nu mai este. Adică... Noi chiar dacă nu ne întâlneam sau nu cântam întotdeauna, era cumva... Iarăși mă întorc la Mehedinți. Era un sprijin al lumii căreia eu îi aparțin și el îi aparținea, indiferent unde l-a dus viața și unde a stat. El în sufletul lui și în felul lui și în vorba lui. El era mehedințean din vârful firului de păr și până în vârful picioarelor. Era de ajuns să ajung în preajma lui, că începea să vorbească în grai și eu în secunda a doua, ca și când toată lumea se oprea în jurul nostru și noi ne întorceam la Mehedinți și l-aduceam acolo lângă noi și nu ne mai păsa de ce este în jur. Nu trebuia neapărat să cântăm. Când ne iubea lumea și ne aplauda și spunea ce frumos e Mehedințiu, ce... Parcă-l văd, se uită la mine și făcea: vezi, fată, Mehedințiu nostru. Asta este ceea ce pe mine m-a legat toată viața de Petrică Vâțu Stoian și pe el de mine. Dincolo de cântec. Locul ăsta de aici, care pentru noi a fost început și sfârșit de lume. Avem și un cântec pe care l-am făcut împreună, tocmai pentru a arăta lumii cât de mult iubim locurile astea și cât de mândru el că e izvercean și eu că sunt brejneancă. Izvercean și cu brejneană. Cred că asta ne-a și legat foarte mult, asemănarea timbrului vocal, ușurința cu care cântam împreună, care s-au concretizat toate doar datorită acestui loc în care ne-am născut. E adevărat că a fost bolnavior și că a făcuse COVID. Era vaccinat. Am înțeles că... Trecuse peste momentele. Da, sigur. Am înțeles că totuși, din declarațiile medicilor, că totuși a avut un supradozaj de anticoagulante. Și că pe baza acestui dozaj, mergând și la acest tratament verbalic, nu știu, nu mă pricep ce înseamnă, cumva inima lui a cedat și el după prima ședință a vomat sânge și așa a și venit salvarea și l-a luat. Petre a plecat pentru că și-a dorit să plece. De ce s-a pensionat pe Petrică Stoian? Din cauza ei să scape de ea să nu mai vadă. A dorit să iese la pensie și și-a dorit din tot sufletul să trăiască pentru el. Deci sunt cuvintele lui. Nu vreau să o mai văd, că eu pe asta o știu, îi reproduc, îi știu și dinții din gură. Și nu suport să mă umilească ea. Eu am spus și am să o repet și astăzi, fiecare dintre noi ce declarăm ne asumăm. Tocmai de aceea eu mi-am asumat ce am declarat și ce am fost întrebată de presă și pentru că probabil și dumnealui își asumă ceea ce spune,
Am să vă spun eu astăzi că trebuie cumva lămurită această problemă. Și pentru că s-au adus injurii instituției, pentru că mi s-au adus injurii mie ca manager și ca om, ca imagine, noi deja ne-am mobilizat în instituție, partea de TESA, de cei de la juridic, și vom face demersurile necesare ca aceste lucruri să le lămurească cine este în măsură să le lămurească. Adică și în momentul în care, instanța, nu? Sigur că da. În momentul în care se va veni cu probe, cu dovezi, așa cum trebuie să se facă. Iar eu fac lucrul acesta nu pentru că mi-ar fi păsat, ci pentru că oamenii care ne iubesc, cei care nu mă iubesc pe mine, da? Au libertatea să facă lucrul acesta și să nu mă plac. Este sănătos să nu te placă toată lumea. Pentru că uneori ce-ți spune o persoană care nu te place, din ceea ce-ți spune poți să înveți. Mie îmi sunt de folos lucrurile astea, de foarte multe ori. Doar că aici s-a ajuns prea departe. Este atacată instituția, este atacat un mod de a gestiona o instituție. Fiecare trebuie să-și asume ceea ce spune. Și lucrurile acestea trebuie sclămurite. Odată pentru că a fost atacată instituția, modul în care se gestionează această instituție. Noi suntem acolo bugetari, da? Deci nu ne putem juca cu banii pe care îi primim de la buget, pentru că este o instituție în care noi primim subvenție de la stat. Și ca atare lucrurile vor merge în această direcție. Nu mai contează. Dumnealui este liber să spună ce își dorește, cum își dorește. Nu contează lucrul acesta. Eu sper că am lămurit povestea asta. Vom vedea ce se va întâmpla. Mergem mai departe. Doamna Nicolina Stoican, director al ansamblului... Nu vreau să abordez acest subiect. Păi tocmai anunța că vă dăm judecată. Asta vreau să vă întreb. Nu vreau să aud nimic de Nicolina Stoican. Să mă dea în judecată, doamne. Păi nu mă dă, pentru ce să mă dea? Mă dă și gata. Rezolvăm asta în instanță. Rezolvăm asta la judecătorie. Deci să mă dea în judecată, să vedem pentru ce. Pentru că eu am spus ce a spus Petre, l-am citat și nu știu numai eu, că el nu mai trece pe la Maria Tănase din cauza ei. Din cauza ei nu mai trece pe la Maria Tănase, nici sufletul nu mai trece pe la Maria Tănase. De asta l-a rugat pe Constantin Eceanu să-i aducă un tablou care rămăsese pe acolo. Și am greșit cu asta să mă dea în judecată. Să mă dea în judecată. Eu n-am adus injurii, n-am adus nimic. Eu asta am spus. Că Petre a ieșit la pensie din cauza ei, că îl teroriza, și sunt și alții care... Nu este un secret pentru nimeni că Petrică Mâțu Stoian a plecat de la ansamblu Maria Tănase supărat. Foarte supărat. Și a plecat din cauza ei. Din cauza cui? Din cauza Niculinei Stoican. De ce? Pentru că îl teroriza. Exact. Îl umilea. Mai exact. Nu s-a dus la un spectacol sau nu știu ce n-a făcut și a făcut adresă la primărie. Primăria i-a trimis, i-a tăiat ziua și mai multe. Și a spus, nu mai suport. De ce s-a pensionat Petrică Stoian? Din cauza ei să scape de ea să nu mai vadă. Deci sunt cuvintele lui. Nu vreau să o mai văd, că eu pe asta o știu, îi reproduc, îi știu și dinții din gură. Și nu suport să mă umilească ea. Mai știe toată lumea, nu mi-a spus numai mie, știu cântăreții mari, știe, de exemplu, Man de la Etno, știu mulți, că din cauza ei a plecat. Bun. Și nu-l lasă acum nici mort. Deci nici mort nu-l lasă în pace. Vrea să se răzbune, nu știu, pe mine în primul rând, de ce e problema ei, și pe el. El a spus așa, și știe multă lume, nici sufletul nu mai calcă pe la Maria Tănase. Encea nu știe. Nici sufletul nu mai încalcă pe la Maria Tănase. L-a rugat pe Enceanu să ia un tablou, avea un tablou acolo, nu știu ce tablou avea, l-a rugat să-i aducă Enceanu tablou acasă. Deci, cred că era ultimul lucru pe care și l-ar fi dorit să-l ducă la Maria Tănase. Și atunci? Și atunci eu n-am nicio putere, pentru că m-a amenințat sora sa că dacă mai continui cu dusul acasă, îl ia și îl mormântează la izvernă. Da. Bun, ați încercat să vorbiți cu Niculina Stoian? Nu! Ce să vorbesc eu cu Niculina Stoican, că nu se înțelege cu oamenii mari ai Craiovei? Dar cu mine un biet profesor, un biet impresar, fost. Veți merge la ansamblu? Nu știu. Nu știu dacă mă duc sau nu mă duc în noaptea asta.
ce simt. Durere, cred că nu are nimeni o durere mai mare. Dar de ce a plecat? S-a pensionat, totuși de vreme. Nu s-a pensionat de vreme, s-a pensionat pentru că a avut vârsta de pensionare și pentru că atunci când eu i-am spus, Petre, tu nu ești un om care să-ți întrerupe activitatea, tu trebuie să continui. Mi-a spus că nu mai vrea, că își dorește foarte mult ca de acum înainte să facă ce vrea el, când vrea el, cum vrea el și cât vrea el. Este adevărat că nu mai avea o relație bună? Nu. Cum să fie adevărat? Da. Credeți că... Nu, mă întreb și insist pe această întrebare, pentru că foarte mulți colegi ai dumneavoastră, inclusiv impresarul, ne-a spus acest lucru. A plecat Muțu Stoian de aici, de la ansamblu, supărat, v-ați certat, ați avut probleme mari, a spus că nu își dorește să se mai întoarcă niciodată în această instituție? Fiecare, când face o declarație, își asumă ceea ce spune. Dumnealui își asumă ceea ce spune, eu îmi asum ceea ce spun. Petre a plecat pentru că și-a dorit să plece. De ce s-a pensionat Petre Stoian? Din cauza ei să scape de ea să nu mai vadă. A dorit să iese la pensie și și-a dorit din tot sufletul să trăiască pentru el. Deci sunt cuvintele lui. Nu vreau să o mai văd, că eu pe asta o știu, îi reproduc, îi știu și dinții din gură. Și nu suport să mă umilească ea. Să se plimbe, să cânte când vrea el, cum vrea el, cât vrea el și unde vrea el. Să stabilească el și să hotărască el singur pentru el. Când eu l-am rugat să rămână, el asta mi-a spus. Nu mai vreau să-mi spună nimeni ce să fac în lumea asta. Vreau să hotărăsc eu singur pentru mine. Ăsta este motivul pentru care a plecat. Și-a dorit să facă ce vrea el. Să se plimbe. V-ați certat? Nu, eu nu m-am certat cu Petre niciodată. Niciodată în viața mea. Niciodată. Care spun că inclusiv l-ați fi umilit. Încă o dată, vocile care spun își asumă ceea ce spun. Eu îmi asum ceea ce spun. Niciodată în viața mea nu m-am certat cu el. Niciodată. Noi am avut discuții pe un motiv sau altul, discuții care pot fi constructive pe diverse lucruri, dar niciodată nu ne-am certat. Niciodată. Deci nu a plecat supărat de la ansamblu. Niciodată. El a plecat că și-a dorit să plece. Era ultimul spectacol în care el cânta ca angajat al instituției. I-am făcut o surpriză. I-am pregătit un aranjament floral și ne-am luat la revedere cu toții. Toată instituția de la el. L-am cântat la mulți ani, l-am scos în fața publicului, la rampă deschisă, a primit aplauzele care trebuia să le primească, așa cum se cădea și se cuvenea, pentru un om care făcuse atâta bine acestei instituții și publicului. Așa că plecarea lui Petre din ansamblul folcloric Maria Tănase a fost mai mult decât onorantă. Mai mult decât onorantă și așa cum merita el să plece din această instituție. Cu un la revedere într-un spectacol pentru public. Și cu surpriză, pentru că el nu a știut acest lucru. Eu i-am pregătit această surpriză, apropo de faptul că nu eram certați și că nu vorbeam. Nu. Noi am vorbit tot timpul. Toată această viață la festivalul Maria Tănase. Atunci când a fost festivalul Maria Tănase. Când? Nu știm exact. În octombrie. În octombrie a fost festivalul. Aflase că a avut COVID? Nu îl întrebam niciodată lucruri pe care el nu vroia să le spună. Dacă el spunea ceva, noi când ne întâlneam, vorbeam, glumeam, de obicei vorbeam în grai, ne țineam conectați la ce suntem noi de fapt, la mehedinți. La festival, când nu a acceptat să fie în juriu? Nu este adevărat că nu a acceptat să fie în juriu.
El cu perioada a fost invitat să fie în juriu și s-a întâmplat ca în perioada în care trebuia să fie în juriu să îi se suprapună un eveniment, și asta se poate verifica, la care trebuia să participe și să cânte. Un eveniment de care nu a știut, n-a controlat, n-a gestionat foarte bine aceste lucruri. Și atunci, normal, că nu a mai putut participa la, în juriu, nu a refuzat, a fost onorat și era locul lui acolo în juriu, doar că i s-au suprapus evenimentele și el nu a mai putut participa. Nu putea să fie și la eveniment și în juriu. De când era angajat aici la ansamblu? 14 ani a stat la ansamblul folcloric Maria Tănase. De fapt, parcursul lui și al meu sunt identice. Noi am pornit împreună pe același drum, la Doina Gojului am stat 13 ani, am venit la Maria Tănase împreună și la Maria Tănase am stat 14 ani. El 14 ani, eu, pentru că el avea între noi o diferență de 10 ani.